Toate că ne vaccinăm, practic, noi ne bazăm pe capacitatea sistemului nostru imunitar de a dezvolta și de a crea acest mecanism de protecție. Deci asta înseamnă că ne vaccinăm și dacă suntem într-o stare cât de cât ok, sistemul nostru imunitar este cât de cât ok, este capabil să genereze aceste mecanisme de protecție. Ei, ce se întâmplă? Persoanele vulnerabile, persoanele mai în vârstă și poate și bolnave, nu au această capacitate sau, în unele cazuri, au o capacitate, să zicem, limitată de a induce aceste mecanisme de protecție. Ei, dacă eu nu mă vaccinez, pentru că zic, domnule, eu am doar 40 ceva de ani, n-are nicio importanță, o să fiu bolnav o săptămână, două, dar asta este. Mă rog, eu sunt probabil, voi fi probabil ok. Dar în momentul în care vin în contact cu aceste persoane care au făcut tot ce au putut, s-au vaccinat, dar nu sunt în stare să se protejeze din cauza bolilor respective, practic eu îi expun. Deci, practic, eu sunt ca și cum ar veni o bombă cu ceas, care în momentul în care ajunge aproape de detonator, detonează. Asta e una la mână. A doua chestie este că virusul trăiește în vivo, cum ar veni. Deci, atâta timp cât noi nu suntem vaccinați, nu avem acești soldăței care, practic, pot să distrugă virusul, practic, noi oferim adăpost acestui virus sau potențial îi putem oferi adăpost. Ei, în acest adăpost, acest virus se adaptează. Adică se mutează. Exact. Deja ați văzut, deja sunt unele semne, mă rog, anumite rădăcini care vin de prin Africa de Sud sau mai departe, care se dovedește că sunt deja alte animale cum ar veni. Deci vaccinul deja nu mai este la fel de eficient ca și împotriva rădăcinii inițiale. Deci, cu cât îi dăm mai mult timp, cu atât se mutează mai mult și, practic, putem să ne imaginăm o situație dramatică ca, într-un anumit timp, să fim exact unde am fost acum un an, pentru că tot ce am produs noi în organismele noastre individuale să fie, practic, nefolositoare în lupta cu noile rădăcini. Piața Victoriei la Europa FM.